De câteva săptămâni, atmosfera e otrăvită de scandalul Roșia Montană și România s-a împărțit în două. În toată această agitație, am uitat să ne gândim însă la cum am ajuns aici. Timp de 15 ani ne-am sabotat singuri. Zăcăminte bogate au fost declarate epuizate. Minele au fost închise de avalma, iar utilajele vândute la fier vechi. În studii și hărți geologice, statul n-a mai investit un leu. Acum nici nu mai are cu ce să-și exploateze resursele, nici ce să ofere ca să devină partener de business. Și profitând de slăbiciunea noastră, spionii vin să scormonească după informații, iar marile companii să ia pe nimic și în secret zăcăminte importante. . 19 octombrie 2012. Serviciul Român de Informații oprește pe aeroportul Otopeni un cetățean rus suspectat că ar fi atentat la siguranța noastră națională. Asupra lui e găsit un stick cu hărți geologice și documente secrete. Imediat, procurorii încep să investigheze mai mulți cetățeni străini pentru deținere de informații clasificate legate de zona Moldova Nouă. Ce să caute spionii la Moldova Nouă? Răspuns: o comoară. În urmă cu 7 ani, aceste ruine încă mai purtau un nume sonor, Moldomin, o societate de stat înființată în anii 70, care administra un zăcământ uriaș de cupru, al doilea ca mărime din țară și unul dintre cele mai valoroase din Europa. Azi e estimat la 2,5 miliarde de euro, în condițiile în care nu e cercetat în totalitate. În 2006, Moldomin își închide însă porțile, înglodat în datorii. Suspect, spun cei avizați. Era datorii stat. Deci putea să salvăm obiectivul mult mai bine și mult mai ușor. Dar nu s-a vrut. Aici s-a învârtit bani în ordine. Statul n-a vrut să salveze societatea, motivând că e scumpă și nerentabilă. Fals. În momentul respectiv, în anul 2006, deja cine punea problema că nu este rentabil, nu era sincer. Cupru pe piață se dusese bine peste 6-7 mii de dolari tona la bursă. Ce să zicem noi care am lucrat în 2001, în martie, când tona de cupru era 1240 de dolari, cel mai mic preț din ultima sută de ani. Mai mult, din cauza cererii tot mai mari, în special din partea Chinei, dar și a zăcămintelor tot mai puține, în 2011 cuprul ajungea la 10.000 de dolari tona. Astăzi a coborât puțin, dar tendința e spre o nouă creștere. Prin urmare, din lipsă de viziune, dezinteres sau, dimpotrivă, interese mult prea mari, statul a renunțat la o avere din care, vreme de 30 de ani, România câștigase enorm. Asta înseamnă insolvență, asta înseamnă privatizare. Asta înseamnă o întreprindere care în 2010 era perfect funcțională. Aici erau utilaje, erau mori. Tot ce vedeți aici, în 2 ani de zile s-a întâmplat. A urmat scenariul clasic. În 2010, după 3 ani în care a lăsat-o să se degradeze, administrația financiară cere falimentul companiei Moldomin și o dă pe mâna unui lichidator judiciar. Acesta începe valorificarea, vânzând societatea la fier vechi. Mare parte ar fi ajuns la romii din Mehedinți, susține primarul din Moldova Nouă. Au făcut mulți bani, că au scos de aici. Milioane de euro. Mai aveau facturi, trebuiau să acopere frăciunile. Dacă a fost obiectivul ăsta unicat în țară și în Europa cel mai mare obiectiv, mulți au avut interesul să tragă după urma și s-a scos bani mulți. Nu știu cât sunt înregistrați cu acte, nu știu cât s-a dus direct în buzunarul altora. S-a vândut tot. Utilaje imense, benzi transportoare, cabluri electrice, concasoare, excavatoare. În final, lichidatorul a obținut câteva 10 de milioane de euro, dar datoriile n-au fost achitate. În schimb, în 2011, când prețul cuprului ajunge la un maxim istoric, zăcământul e scos la licitație și cumpărat pe o sumă ridicolă de 4 milioane de euro de firma Mineco din Serbia, care primește, nefiresc de rapid, licența de exploatare. Directorul actual, numit de lichidator, nu vede nimic anormal în toată afacerea. Din punctul meu de vedere, fiți atent, un euro aș fi dat-o. Un euro. Rentabilizează-o, fă locuri de muncă, plătește-ți impozitele la stat.
Suspectând o fraudă de proporții, administrația financiară contestă procedura în instanță. Atunci, reprezentanții Mineco dau 50.000 de euro mită unui judecător timișorean ca să aibă câștig de cauză. Șpagă intermediată chiar de directorul Moldomin de la acea dată. Investigatorii fac flagrantul, judecătorul și directorul sunt condamnați la închisoare, iar sârbii de la Mineco dispar. În general, cine dorește să investească, n-are de ce să mituiască. Asta e părerea mea. Și atunci, ce jocuri se fac la Moldova Nouă și de ce sunt îndârjite atâtea personaje să pună mâna pe zăcământ? Fostul director Moldomin își amintește că a trăit o experiență similară și în 2002. Atunci, controversatul miliardar român Frank Timiș și unul dintre partenerii lui în afaceri cu resurse ar fi vânat cu aceeași ardoare licența de exploatare de la Moldova Nouă, încercând să o obțină gratis. Am pierdut o zi și o noapte cu ei să mă lămuresc și nu. Nu eram eu, conform legii, cel îndrept să semneze acele documente. Dubios, dar în același timp un indiciu că stăpânii resurselor la nivel mondial știu cât de spectaculos e zăcământul de la Moldova Nouă. Confirmarea a venit recent, când o mare companie românească a forat pentru prospectare și a obținut rezultate surprinzătoare. Eu personal le-am împachetat și s-au trimis în străinătate. Sunt probele foarte, foarte, foarte bune. Și a venit niște rezultate și a dat peste cap. Deci, rezerve avem enorm de mari și cantitativ și calitativ. Și încă ceva. În aceste rezerve de la Moldova Nouă nu e doar cupru, dar despre asta nu se vorbește. Nu putem divulga ceea ce avem. Știm că avem rezerve multe. În afară de cupru mai există și alte metale neferoase, aur, argint și altele din tabelul Mendeleev. Ăștia care se interesează știu ei ceva. Cred că s-au vândut unele documentații geologice. Așa intră în scenă spionul rus, identificat de SRI ca fiind Mihail Orlov, apropiat al unui deputat rus din partidul lui Vladimir Putin. Hărțile găsite asupra lui au scos la iveală un secret foarte bine păstrat vreme de câteva decenii, cum că la Moldova Nouă se găsesc metale rare, foarte valoroase, printre care cel mai important e molibdenul, folosit în industria de armament. Cum a ajuns la aceste documente nu se știe, dar e cert că ele proveneau de la un institut de cercetare înființat de regimul Ceaușescu, care se pare știa bine pe ce resurse stăm. În anii 80 a ordonat să fie construită la Moldova Nouă și în mare secret o uzină pentru obținerea molibdenului. Scheletul ei încă se mai vede. Vai de mine! Păi știți cum arată? Păi uitați-vă că se văd cum a fost placată. Ia uitați-vă, numai plăci antiacide. Au fost cărămizi de tractare. Ia uitați-vă ce calitate a fost la ele. Peretele, uitați-vă că e dat cu vopsea antiacidă. Asta înseamnă ce? Calitate. Deci erau, se lucra cu reactive, trebuiau ordine și o curățenie perfectă. Pe, în interior, pompele care vehiculau lichidele erau cu porțelan. Și erau doar câțiva oameni care se ocupau de zona asta? Era un flux. Nu erau mulți. Probabil cei mai buni cu care au făcut. De obicei, lucrările astea au fost coordonate de acel inginer Plăcintă. Inginerul Lazar Plăcintă își trăiește astăzi anii de pensie, retras în liniștea Devei. Dar când aude de Moldova Nouă și de molibdenul de acolo, ochii se aprind de pasiune. Molibdenul era la strict secret. Și ultimul tip de secret era secretul de stat. Că molibdenul era metal rar. Și metalele rare, care se folosesc în mod deosebit în industria armamentului sau, știu, în activități din aceste secrete, secretul pleca de aici. Își amintește cum nopți în șir, el și colegii lui s-au străduit să identifice metoda de valorificare a molibdenului cu puținele unelte pe care le aveau la îndemână. Nu putea să extragă componentul ăla de molibden care se cerea în alte industrie, vroia ministerul să-l extragem și a durat foarte mult cercetarea, cred că ani de zile. Utilajele toate erau prototip, nepuse la punct din cauza funcționării lor defectoase. Nu s-a ajuns în final să valorificăm așa cum s-ar cuveni molibden. De atunci, lucrurile s-au schimbat. Tehnologia a găsit soluții și pentru molibden, iar pe piața internațională prețul lui a ajuns la 22.000 de dolari tona, de 3 ori mai mult decât cuprul. Nu e de mirare, deci, că niște spioni străini sunt atât de interesați de această zonă. Spionii, știți cum, adună. Adună tot, că pe urmă cercetează ei și văd ce e bun și ce nu e bun, ce poate fi utilizat și ce nu. Agenția Națională pentru Resurse Minerale are altă opinie.
procentul de molibden din zăcământ ar fi nesemnificativ. Dar directorul actual al Moldomin pare să știe mai bine. Orice firmă care ia aici să producă și molibden, v-ar mira? Nu m-ar mira pe mine. Pe dumneavoastră v-ar mira? Pe mine nici atât. Noi am adoptat o tehnologie greșită în anii, pe când la ora actuală se poate extrage. De unde să știm noi ce avem în țară dacă n-am mai investit de aproape 20 de ani în cercetarea solului? Și astfel dăm tot pe mărunțiș și România ajunge să fie sărăcită de niște resurse importante pe care noi nu le vindem pentru că nu apar în documente, dar care pot fi exploatate de cumpărător fără să plătească redevența pentru ele. Un astfel de caz este și Cuprumin, Roșia Poieni, cel mai mare zăcământ de cupru din Europa, evaluat la 17 miliarde de euro, dar cu datorii la stat. La recomandarea FMI, guvernul l-a scos la vânzare pe 350 de milioane de euro. N-a menționat însă niciodată că acolo e mai mult decât cupru. Topograful care a participat la deschiderea exploatării miniere la sfârșitul anilor 70 a văzut cu ochii lui probele de minereu luate atunci. Zăcământul este imens. De acolo au fost înainte lucrări vechi, s-a scos aur de la Roșia Poieni. Când am făcut excavațiile în carieră, am ajuns la galeriile vechi care erau făcute înainte de 48, când s-a făcut naționalizarea. Zăcământul este minereu complex, doamnișoară. Cupru este rezerva de bază, sulf, aur, argint, molibden. Concentrația crește pe măsură ce se merge în adâncime. Se făcea aur cam în jur, 8-9 kg pe lună. Cineva vrea să scape de el, că cine îi strâla cineva pe cap, să dea totul. Dăm cupru, dăm aur, dăm tot și România o vinde la pachet. Și am vândut-o. Vindem pe nimic o țară care este una dintre cele mai bogate din Europa la resurse, dar care, suspect, ne e descrisă ca fiind epuizată. Din moment ce în strategia industriei miniere se pretinde că nu avem nimic și la majoritatea nu avem nici perspective să le descoperim. Deși vă spun că la multe suntem cam lideri în Europa. România este pe locul 6 în lume ca potențial pentru producția de aur. E confirmat inclusiv de un raport recent al Departamentului American pentru Energie, în care România apare pe primele locuri cu zăcăminte multe și bogate, în special aur. Musariu e cel mai mare. Informația aceasta este informația academică. E vreo companie aici, la Musariu? Nu, e închis. E în conservare. Ăla este, la ora actuală, nu o să vă spun ăștia de la NNM, că ăștia nici nu știu. Zăcământul Musariu face parte din mina Barza, județul Hunedoara, pe care v-am prezentat-o în cel din tâi episod în premieră. A fost ultima mină de aur închisă în România în 2006 și aici a fost văzut ultimul filon de metal prețios al țării. Uite-l la melele. Uite, acum a apărut aur. Hai, vai, ce mișto a apărut. No, ăsta râde, veniți să vedeți cum râde acum adevărat aurul descoperit. Vă arătam atunci cum a ajuns această mină la 4 ani de la închiderea ei. Clădiri în ruine, utilaje vândute la fier vechi. Un dezastru la care s-a ajuns cu complicitatea statului, care ne asigurase că acolo nu mai e nimic de exploatat. Fostul lider de sindicat de la Barza era uluit atunci de această nepăsare. Există foarte mult aur în zăcământul Barza. Cred că tot viitorul va demonstra că cei ce știu să exploateze aurul în condiții de eficiență vor veni, vor explora multe sute de kilograme, tone de aur vor mai fi scoase la suprafață. La 3 ani după această filmare s-au întâmplat 2 lucruri. Locul fostei exploatări e complet pus la pământ, de nerecunoscut, iar spusele liderului de sindicat s-au adeverit. Din nefericire, au existat, cred că, interese internaționale ca zăcămintele aurifere din România să fie părăsite pentru a putea fi eventual exploatate ulterior cu capitalul străin. Într-adevăr, în zona Musariu-Barza, o companie privată a descoperit recent un zăcământ de aur de care noi nu știam și a investit 75 de milioane de euro în prospectarea lui. A trecut cineva pe aici, o firmă de aceasta de prospecțiuni, care a luat niște probe și a pus niște semne acolo ca să știe de unde a luat proba. Probele astea sunt toate localizate cu sisteme de astea moderne. Nu mai trebuie să stai pe hartă, să urmărești la ce cotă ești. O măsură tot pe aici. Ce au zis? Au găsit aur? Dacă vă spuneți că acolo e la suprafață aproape. Ce e la suprafață? Aurul. Nu mă pic sete în pământ și... Nu. Ce se caută acum sunt rezerve de acestea mari, cantitate mare, cât mai aproape de suprafață, care se pretează la exploatare cu cheltuieli minime. Ca să fie rentabilă și extragerea celor cantități mici.
Prospecțiunile sunt făcute de compania Deva Gold cu acționariat canadian și în România mai are o licență de exploatare de aur și argint la Certej, în județul Hunedoara. Deloc întâmplător, directorul ei este chiar fostul șef al societății de stat Minvest, care administra pe vremuri toate aceste perimetre miniere bogate în metale prețioase, iar acum tocmai ne confirmă că a obținut permisul de explorare în zona Musariu-Barza. Avem un perimetru adiacent, neexploatat în zona Bradului, pe care a întocmit un program de cercetare geologică, care a fost avizat luna trecută de Agenția Națională de Resurse și urmează să ne facem lucrările de cercetare în acest perimetru. Și, probabil sigură de ce va găsi, compania e gata să preia și zăcământul de la Barza, închis în 2006. Nu se știe dacă îl câștigăm noi sau altă companie, că e licitație publică. Prin urmare, statul va vinde acum, tot pe nimic, mina de aur Barza, pe care a declarat-o secată și pe care a distrus-o. Am avut un pic de teorie sau să le fi conservat. Nu să le fi închis haotic și să le ramblim, să le distrugem în halul în care s-au distrus. Pați legile, parlamentul, miniștrii care au dispus să închidă fără nicio treabă. Deci miza a fost uzinele de preparare să dispară urgent. Fierul vechi a fost acolo, oțel manganos, a fost cupru. Păi, o țară de 22 de milioane, le dăm jelly bon, tutti frutti și las aibă de consum. Societate de consum, ce să producă? Dacă nu s-ar fi grăbit să distrugă tot, statul român ar fi putut contribui cu infrastructură la investițiile private, devenind acționar important și câștigând substanțial din asta. Dotarea uzinei ar fi fost de bază și ce costă foarte mult într-un proiect ar fi utilitățile, energia electrică, apa potabilă, clădirile, uzina de preparare, putea să vină statul român cu un aport de capital. Dar n-a existat viziune și probabil nici interes ca România să prospere din resursele proprii. Altfel, cineva s-ar fi gândit să ceară întocmirea de hărți geologice noi sau măcar le-ar fi studiat cu atenție pe cele făcute înainte de 89. 1996. Nu s-au mai dat nimic bani pentru cercetare. Așa le zis fonduri proprii. Păi fonduri proprii de unde? Din sărăcia care era. Se executau 15 până la 20.000 de metri de galerii de cercetare pe an. S-a ajuns după aceea, în 1996, s-au făcut 250 de metri. De aceea, spune fostul geolog al minei, adevărata dimensiune a resursei de la Musariu-Barza nu a fost descoperită niciodată, dar hărțile vechi ne dau un indiciu despre ce se găsește acolo. Astea roșii sunt exact urme de filoane care au ajuns, ajungeau până la suprafață. Ei, vedeți unde suntem noi aici la Musariu ăsta? Sunt numai niște puncte roșii. Astea sunt urme de alterare, care indică existența unui filoane în adâncime. Ăsta de aici, de la Musariu Nou, a avut cea mai mare concentrație de aur pe o suprafață așa de mică, cunoscută în lume. Dovadă stau piesele unice în lume expuse la Muzeul Aurului din Brad, metal prețios de cea mai bună calitate, scos din zăcământul Musariu-Barza. Doar unul dintre multele zăcăminte abandonate de noi și râvnite de străini. Domnișoare, munții ăștia sunt metaliferi. Toți sunt bogați. Lanțul ăsta de filoane care merge de aici, din Carpați Occidental, merge până în Iugoslavia, până în Bulgaria. De-aia râvnesc toată lumea vrea apusenii. Toți îl vreau. Pentru că este o sursă extraordinară de rezerve pe care noi, cu nonșalanță, le dăm la alții și vrem să transformăm toată zona munților Apuseni în iazuri de decantare, în hărți de steril. Ar fi putut fi altfel dacă statul român ar fi știut exact ce are în subsol. Atunci și-ar fi putut vinde hărțile și planurile de cercetare, ar fi oferit infrastructura și ar fi devenit, firesc, partener de business în toate exploatările făcute de străini. Dar, pentru că n-a știut, prețioasele noastre resurse au ajuns un fel de secret al căutătorilor de comori și a fost răspândit în lumea lor de același controversat miliardar român, Frank Timiș. Aur! Haideți după aur. Era mare vâlvă mare la bursa din Vancouver. A anunțat Timiș care tot aurul România și a zis să intrăm și noi. Și am intrat în România în 1998, după ce a apărut legea minilor și am participat la primele licitații. Și iar, nu întâmplător, fost șef al unui institut de cercetare geologică din Baia Mare, Sasha Nicolici este acum directorul Carpathian Gold în România, o altă companie cu acționariat canadian interesată de rezervele noastre de aur. Noi am descoperit-o în iarna lui 2010, când prospecta în mare secret un zăcământ virgin la Rovina, peste deal de mina Barza.
Pentru noi este un zăcământ important. Acesta este nou, nu se știa de el. Pe atunci, statul habar n-avea ce se ascunde sub cele trei dealuri în care forau geologii angajați de Carpathian Gold. În schimb, ei știau destul de bine. Estimaseră că există o resursă uriașă de 200 de tone de aur și 426.000 de tone de cupru, evaluată la acel moment la 17 miliarde de euro. Activitatea de cercetare va continua și sperăm că va mai crește cantitatea de care ar putea fi exploatată. Astăzi, compania Carpathian Gold e mulțumită. Ia uitați, foarte multe galbe și pe fisuri și ca puncte mărunte, tot ce sclipește. În cristalul de carcopirită apar și granule micronice de aur. Cantitatea de aur a scăzut puțin față de estimări, însă cupru e mai mult și, cu prețurile de astăzi, investiția e foarte profitabilă. Acum, geologii așteaptă licența de exploatare de la Agenția Națională pentru Resurse Minerale pentru acest zăcământ foarte bogat. Cum de nu l-a văzut statul român, dar l-a găsit o companie venită tocmai din Canada, ține doar de interes și de perseverență. Am făcut rețele de probe de sol. Ei, când am dat la analiză piatra asta seacă, zicese, am constatat că are în medie un gram la tonă. Este o anomalie de aur și de cupru. Și atunci am intrat la detalii să vedem de ce, cât, până unde. Am fi putut exploata noi acest zăcământ, dar în loc să investim în cercetare, utilaje și oameni, ne-am grăbit să punem lacătul pe mine, iar acum e prea târziu pentru statul român. Poate ar fi interesat acum, problema e alta. Degeaba ești interesat. Vreau să ajung pe lună, dar dacă n-am rachetă. Zăcământul, spun cei de la Carpathian Gold, va fi exploatat simplu, prin metoda flotației, fără cianură. Construcția minei va presupune însă distrugerea a trei munți și înființarea unui iaz de decantare pentru steril. Compania mai are nevoie însă de infuzie de capital pentru a porni lucrările. Este un zăcământ atât de mare încât necesită un investitor mare. Capital de dezvoltare foarte mare. Exploatarea va fi vândută. O va vinde însă nu statul, ci compania care a prospectat. Și iar pierdem câteva sute de milioane de euro. Și o să mai pierdem, căci companiile străine au ajuns să aibă mai multe informații decât avem noi despre zăcămintele României. Chiar în timp ce așteaptă banii pentru rovina, Carpathian Gold a pus deja ochii pe alte zone cu potențial. Secrete. Unde credem noi că sunt, o să vă spun după ce le găsim, pentru că dați-mi voie să păstrez dincolo de ce cheamă legea secret de servicii, secret de companie. Ce bănuim noi este piața pe care o vom ataca noi. Și dacă mă împușcați, nu vă spun. Și dacă ne-ar spune, tot nu ne-ar folosi. Și dacă am afla ce și cât are această țară, tot s-ar găsi cineva să dezmintă. Noi ne-am obișnuit să distrugem, să ascundem și să împărțim pe furiș, fără teama de consecințe, fără garanții, fără profit pentru România. Lumea gâfie în goana după resurse, iar noi, din 98 încoace, le tot dăm pe ale noastre, ieftin și inconștienți. Până când vom rămâne exact atât de săraci pe cât ni se spune astăzi că suntem.